Potrivit documentelor oficiale, un raport de audit financiar al Curții de Conturi din 2011, au fost stabilite mai multe abateri de la legalitate și regularitate. Cauzele și împrejurările care au condus la apariția unor deficiențe cu privire la modul de desfășurare a contractului de concesiune cu SC Salubritate S.A. Astfel au fost stabilite prejudicii de aproximativ 1.700.000 de lei. Principalele nereguli descoperite sunt tarife nejustificate prin hotărâre de Consiliul Local, cantități și operațiuni suplimentare efectuate în afara contractului de concesiune și a caietului de sarcini. Primăria Deva a început deja să ia măsuri pentru a recupera prejudiciul de aproximativ 1.700.000 de lei. Existând 3 rapoarte ale Curții de Conturi, iar măsurile trebuie luate până la finele lunii iunie a anului viitor. Noi am început deja într-un fond special să recuperăm acești bani, bani de care nu beneficiază nici Primăria, Consiliul Local, nici societatea comercială cu care suntem asociați. Noi în prima fază am acționat în instanță decizia Curții de Conturi. În urma deciziei pe care o vom primi, voi supune Consiliul Local pentru recuperarea integrală acestor prejudicii. Sunt niște contracte de concesiune, mă refer la groapă de gunoi, la acest contract de asociere cu firma respectivă, care trebuie intrate în legalitate. Nu sunt contracte semnate doar de, sunt contracte semnate doar de către primar, nu către serviciile competente din primărie, serviciu juridic, serviciu economic. Tocmai de aceea eu consider că trebuie să intrăm în legalitate și apoi după aceea luăm decizia finală dacă mai continuăm acest contract cu firma respectivă, dar până la urmă acești bani trebuie prejudiciați, după din punctul meu de vedere trebuie recuperați. Primăria a acționat în contencios administrativ decizia Curții de Conturi pentru a putea recupera respectivele sume de bani. Am acționat în instanță Curtea de Conturi, tocmai pentru că nu sunt de acord că acești bani să fie prejudiciați din punctul meu de vedere, să fie recuperați de la funcționarii publici din primărie sau de la cetățenii Devei. Cineva trebuie să răspundă de aceste prejudicii și eu sunt convins că instituțiile abilitate vor lua o decizie în urma acestor rapoarte a Curții de Conturi. De asemenea, în septembrie 2012 s-a efectuat de către auditorii publici externi ai Curții de Conturi a județului Hunedoara o altă misiune de audit financiar pentru primele 5 luni ale acestui an. Urmarea acestui audit financiar au mai fost constatate alte abateri, dintre care 3 asupra activității desfășurate de SC Salubritate S.A., respectiv înregistrarea unor vehicule ale societății în mod nelegal, nedeclararea la Serviciul de Impozite și Taxe al Consiliului Local și nestabilirea neînregistrarea și neîncasarea veniturilor aferente contractului de concesiune.